Bun, și acum să prezentăm partea de soft. Luăm kitul de instalare de la Radex de pe site pentru modelul Radex One și îl instalăm. Instalăm cu dispozitivul conectat. Ia să vedem. Yes, next, next, install, install. Da. Se instalează drivere. Next. Would you like to install this device? Install. Așa. Ok. Ok. Bun. Să pornim soft-ul. Așa e cum zici tu. Plus. Și de ce nu vrea? Nu vrea să-l pornească. Alo. Ia uite că de aici încearcă să-l pornească. Extraordinar și l-a pornit. Extraordinar. Install update. Instalează și update-ul. Bele. Bele, bele. Ia să vedem. Păi uite ce frumos avem noi aici. Este online. Install update. English. Cancel to exit. Ia să vedem. Ia, dacă dăm asta la 0, ar trebui să chițe. Chițe. Online. Aici avem ceva instrucțiuni. Un sievert, un mini sievert, un mie. Micro sievert. Nu scrie altceva. Nu ne interesează. Dumnezeu, n-am aici. Check for device update. Ce care trebuie de adres. E, s-a mai întâmplă. Asta este. Ambient. 4-1, 4-1. Accumulated. Ia să vedem. Patru, 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 patru
Ce să fie asta? Doza acumulată. E undeva. Doza acumulată. Ia să vedem unde este. Unde este? Unde este? Cum o ciot? Ah. Da, frumos. Frumos, verdele. 01, 005. 3, 3. Vertical. Aha, aici putem să punem. Aha, ce mișto. Te poți juca aici, să spui diferite. Ia uite. Asta galben e acumulat. Dar cu șter nu mai mi-apare aici. CPM iese. Aha. Și ambient 12 nu mai mi-o pune. Stop, start, start, cam asta e. Vertical info. Ce avem aici? Asta e așa. Asta. Hai să dăm astea la loc. 50. 1. Safe. Gata, acum nu se mai aude. A, refresh. Ia uite-te că asta este la 2 secunde, este la 1 secundă. A, nu mă lasă. 3 secunde. 3 secunde. La 3 secunde nu mă lasă, la 1 secundă mă lasă. Nu. Vine. 6 secunde. Nu, 2 secunde. Două secunde, sigur că da. Păi cam asta e partea de soft. Da. Nu mă lasă să introduc eu aici. În câmpul ăsta. Thank you.
Reset Dota, aici resetăm Dota, ia să vedem. Gata, a resetat. A resetat aici. Frumos. Click to start or stop. Aha. Ok. Păi cam asta e. Asta e tot. Asta e tot. Asta le pot muta. Nu le pot muta. Sunt fixe. Hai să vedem acum noua versiune de soft. E versiunea 1.4. Versiunea 1.4. Uite, vedem aici. Deci Radix Data Center 1.4. Arată un pic diferit. Versiunea dozimetrului e tot aici. Are refresh la 10 secunde. I-am pus la 2. Ia să vedem la 1 ore. 2. secunde. Din 2 în 2 secunde. Numără. Scrie ce fel. Pungradex. Da, nu mai e nimic. Cam asta e. Da. Închidem și mergem la culcare.